Cu sabia deasupra capului, vișinarii dispută sâmbătă ultima partidă din cadrul actualei ediții de campionat, după ce au trecut pe ultimul loc ce se salvează de la retrogradare, datorită punctelor obținute cu AFC Astra 2, oltenii n-au scăpat încă de emoții. Resta la fel, mai e un joc, în funcție de jocul celorlalte rezultate, depindem și noi, adică depindem de meciul. De meciurile lui Dinicu Golescu, de meciul lui Botac, depinde de meciul nostru la Roșiori, încă nu este campionatul terminat. Mai e o etapă și sperăm la un punct din etapa de la Roșiori și atunci pot să spun că trebuie să rezolvăm. Din confruntarea de la Sporting Roșiori, vișinarii au nevoie de cel puțin un punct pentru a continua și în sezonul următor în eșalonul al treilea. Pentru această partidă, Laurențiu Urâtu are la dispoziție tot lotul de jucători. Jucătorii sunt tați toți. Nu sunt probleme, toată lumea e bună de joc. Acum vedem cât de bine joacă jucătorii noștri ultimul meci pe care l-a dat la Roșiori. Între cele două adversare se află o distanță de 6 puncte în clasament, una aflându-se pe locul 7 cu 35 de puncte, cealaltă pe locul 12 cu 29 de puncte. Sporting Roșior și CS Vișna 9 se vor întâlni sâmbătă cu începere de la ora 18.